veche. Eu sunt craiul munților, stăpânul mioarelor. Eu sunt craiul munților, stăpânul mioarelor. Vă îmbrățișez, dragilor, și vă mulțumesc din nou că sunteți alături de mine la Risajudere, la emisiunea Viața dincolo de aparențe. Astăzi este mare veselie aici în platou, pentru că Viața dincolo de aparențe împlinește un an, adică am împlinit săptămâna aceasta și m-am gândit să onorez și eu invitații mei și mulțumesc cofetăriei Anca pentru aceste minunății și pentru aceste delicioase prăjituri și pentru că de fiecare dată a fost alături de noi. Mulțumesc și florăriei Emilia din Hunedoara, care tot timpul a fost așa atentă cu mine și ne-a trimis flori și ornamente și tuturor oamenilor care ne-a călcat pragul timp de un an, pentru că am dorit ca invitații care ne trec pragul să își deschidă sufletul și să împărtășească cu noi lucrurile dincolo de aparențe pe care noi oamenii tindem să ne le ascundem în interiorul nostru, dar aici, pe canapea, în emisiunea Dincolo de Aparențe, oamenii s-au deschis și au împărtășit cu noi lucruri pe care probabil niciodată nu le-au dezvăluit. Așa că astăzi petrecem, să spun așa, pentru că ați văzut că emisiunea a început cu frumoasa și talentata noastră Cristina Muntean, pe care noi suntem onorați că este alături de noi, pentru că talentele, mai ales de aici din județul Hunedoara, pe mine tot timpul mă emoționează și mă bucură că am prilejul să fie aici alături de mine în această emisiune. Mulțumesc, Cristina, că ai acceptat invitația mea. Și te felicit pentru că m-am uitat să știi așa pe YouTube și pe Facebook și pe tot și ești o artistă de muzică populară de succes. Bine te-am găsit, draga mea. Mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să fiu astăzi invitata ta la așa sărbătoare mare și pe această cale vreau să-ți doresc la mulți ani ție și întregii echipe pentru emisiunea frumoasă și la cât mai multe. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să mergeți în continuare tot așa. Mulțumim. De bine. Și îți mulțumesc pentru complimente. E foarte drăguț din partea ta să inviți artiștii din județul Hunedoara. E un lucru foarte frumos, deoarece e important ca noi să ne apreciem valorile noastre, în primul rând, și apoi, da, mergem și la vecini, știi? Mai întâi ne facem curat acasă, apoi mergem în vizită. Mi-a plăcut întotdeauna de cei care își iubesc portul, cei care își iubesc tradiția, cei care țin la aproape. E un lucru minunat. Felicitări ție! Mulțumesc foarte mult! Toată povestea, să zic așa, acestei emisiuni a început acum un an de zile, când am spus vreau să fac ceva aici, în județ, acasă la mine, după vreo 10 ani de București, în care am cochetat acolo cu diverse și la emisiuni, așa, dar am zis că acasă sunt, nu știu, atunci când te întorci acasă, uneori chiar prinzi aripi și poate drumul, chiar dacă uneori se spune, bă, te întorci acasă și nu mai ai, să zic, șanse. Probabil că acolo încep șansele mari pentru tine și chiar dacă este o emisiune, să spun, locală momentan, să știi că am avut invitații care, după cum am spus, au împărtășit foarte multe lucruri aici și oameni foarte talentați, care nu credeam că sunt, sinceră să fiu, așa talente mari aici la noi în județ. Și mai mult de atât, oameni care au reușit să împărtășească cu noi multe lucruri din interiorul lor și pe mine asta m-a făcut foarte fericită să pot să intru în sufletele oamenilor. Cred. Să știi că omul sfințește locul întotdeauna. Exact. Exact. Și tocmai asta am și spus, că atunci când am avut invitație artiste și pe doamna Mariana Angher și pe doamna Veta Biri și pe mulți artiști care au venit îmbrăcate așa în portul ăsta popular și tot timpul m-a emoționat, să zic, pentru că în spatele acestui port și în spatele artistei există un om.
Și drumul acesta, probabil că acum sunt mulți tineri care își doresc să parcurgă acest drum și nu știu pe ce cale să o ia. Sau probabil spun mulți, băi, este rău, este greu, poate că nu am suficienți bani sau așa mai departe. Și acum vreau să te întreb pe tine, de unde a venit acest dar, să zic așa? Darul și vocea este de la Dumnezeu, dar înclinația asta pe care tu o ai. Da, cred că fiecare se naște cu talent sau cu mai multe. Depinde, de noroc. Așa a vrut Dumnezeu să cânt, probabil. Darul de la el, iar înclinația, nu știu, părinții mei nu cântă niciunul. Mama mea, într-adevăr, și bunica mea avea o voce așa foarte drăgălașă. Ne colindau mereu de sărbători și îmi plăcea foarte mult să le ascult. Dar când eram foarte mici, noi la țară, aveam un pick-up, aparatul acela cu plăci, cred că îl știi și 2000 tu. 2000 de ani. Da. Și bunicul meu era un iubitor de muzică populară, mereu asculta muzică populară și eu am crescut cu plăci, cu Elena Merișoreanu, cu Lucreția Ciobanu, care e sufletul meu, adică am iubit-o foarte mult și din Maramureș asculta foarte mult, iar partea Olteniei era favorita bunicului. Și atunci, tot ascultând, probabil, undeva în sufletul meu a pornit acea scânteie și eu am început la corul bisericii din sat. A venit părintele într-un an de bobotează, cum merge în fiecare casă, și m-a pus să colind. Și am colindat și a zis, nu se poate, tu așa frumos colind și trebuie să vii la corul bisericii. I-am zis, bine, îți dai seama, eram foarte fericită că m-a ales să merg acolo. Și așa a început totul, iar apoi am venit la Deva, la liceu. De la câți ani ai început să cânți în corul bisericii? Aveam vreo 8 anișori, 8-9 anișori, cam așa, nu mai știu exact. Tu de unde ești deloc? Da, că nu am spus, deși cred că cei din județul Hunedoara știu deja, dar poate avem urmăritori și da, din altă parte și trebuie să știe. Eu vin din comuna Baru, județul Hunedoara, aproape de Petroșani, adică sunt momârlancă pură, crescută la munte și mă mândresc cu locul unde m-am născut. Acolo e un colț de rai. Mereu îi spun mamei mele, voi sunteți absolut fericite. Ce tradiții erau acolo mai speciale așa decât noi aici mai în partea asta? O, Doamne, foarte multe, dar din păcate unele s-au mai pierdut. Noi acum mai încercăm să le mai păstrăm cât de cât, dar cred că doar noi, generația care vine după... Nu, mai se pierde. Numai. Erau foarte multe, la sărbători în general, da, de Paște sau de Crăciun, sunt foarte frumoase obiceiurile. Sau mai erau acele șezători, horile, sau de sânziene, sărbători, tot felul de petreceri frumoase și mie ce-mi plăcea, iarăși mult, claca aceea ce se face între oameni, un ajutor la fân, la sapă, la făcuțuica. Care acum nu se mai face, de care, ciudă da. Probabil nu, de ce să mă duc eu să-l ajut pe cutare, se descurce singur. Da, să știi că la noi în sat, asta mă gândeam acum, totuși oamenii sunt uniți, pentru că cei tineri au cam plecat în străinătate și au rămas cei în vârstă care ei știu ce au de făcut, știi? Da, da, da. Duc mai departe și mă bucur de fiecare dată când merg acasă, chiar acum a fost plecată în luna de miere pe coasta de Azur. Felicitări! Mulțumesc! Și acolo totul, wow! Da? Da. Și la un moment dat îi spuneam soțului meu, zic, vai, abia aștept să ajung acasă și zice, mai tași tu, mă mârlancă, că tu vrei acolo la munte și zic, abia aștept să respir aerul meu de acasă. Da. Da, deci, și cum a fost să plece o fată crescută la munte, la oraș și să meargă pe drumul acesta, cariere, muzică populară? Ți-a fost greu? Mai n-a fost ușor. Să știi, pentru mine ca fată nu a fost ușor și știi foarte bine ce spun. Pentru că sunt foarte multe riscuri, viața te forțează să faci compromisuri, iar eu nu am acceptat, am fost foarte dură. Și sunt aici, te înțeleg perfect. Și atunci a trebuit să renunț la foarte multe lucruri care poate mi-ar fi făcut bine. Da. Da, și am continuat să merg pe drumul meu cu Dumnezeu înainte, El mi-a fost mereu alături. Și am ales calea cea mai bună pentru mine ca imagine. Adică eu vreau ca în urma mea să rămână ceva curat. Exact.
Și asta, să știi că este foarte important, să-ți asculți sufletul și nu mintea, pentru că suntem tentați, mai ales artiștii, oamenii cunoscuți, persoanele publice, suntem foarte ușor, putem să alunecăm așa într-o direcție în care spunem, băi, dacă aș face acel compromis sau aș face acel lucru, aș putea să fiu mult mai în lumină sau să am mai mult de câștigat, dar probabil că sufletul nu vrea ca tu să mergi așa. Și odată și odată, crede-mă că te va răsplăti pentru curajul de a fi tu și de a merge pe drumul tău. Sunt convinsă. Așa este, crede-mă. Că spun din propria mea experiență că de foarte multe ori spuneam, oare de ce nu aleg cam atâtea multe oportunități de a fi în ochii lumii mult mai sus, să zic așa. Da. Și de ce aleg să fiu probabil la un nivel la care unii și mintea umană nu ar percepe că sunt la un nivel super ridicat. Dar când sufletul tău spune stai, că stai pe locul tău și este bine unde stai și ascultă sufletul, cred că asta este o împlinire foarte mare. Așa este, într-adevăr. Și te răsplătește. Te răsplătește cu oameni minunați, te răsplătește cu locuri, cu viața și cu bucuria vieții pe care foarte mulți oameni nu o au. Da. Chiar dacă ai un mare succes, am cunoscut oameni cu mare succes, care dacă îi întrebai dacă sunt fericiți, spuneau că nu sunt, nu sunt fericiți. Sunt convinsă, pentru că toate se adună în suflet. Toate faptele, toate acțiunile noastre, toate vorbele, tot ce faci așa este. Are urmări mai târziu. Dar foarte mulți nu se gândesc la acest lucru, trăiesc clipa și... Păi trăiesc clipa, măcar să trăiască clipa în bucurie și în fericire. Da. Și unde ai făcut, cine ți-o construit, să zic așa, vocea? Spre, ai înregistrat, probabil, ai început să înregistrezi melodii? Muncă, foarte multă muncă. Și am avut și câțiva profesori care m-au îndrumat și m-au mai corectat pe aici, pe acolo. Eu am urmat cursurile Școlii Populare de Artă, aici în Deva, la clasa doamnei Capop. Iar mai apoi am colaborat cu un domn profesor de la Petroșani, domnul Eugen Muntean, care îi mulțumesc pe această cale, pentru că de la oricine ai ceva de învățat și este un profesor foarte bun. Iar mai târziu am aflat de doamna Maria Simion, doamna profesoară de la Criștor, care este o, nu știu, o mană cerească pentru mulți artiști din județul Hunedoara și nu numai, pentru că vin din foarte multe zone ale țării să îi ajute. Dumnezeu mi-a dat foarte multe sfaturi bune și încă ne mai vedem, mă mai duc pe la Dumnezeu pentru că e singurică acolo și uneori mă gândesc la ea, vai, sărăcuța, ce face ea singură acolo în pădure? Da, unde stă? Locuiește pe Valea Arsului, de la Criștor, undeva pe o vale lungă, așa, între munți. Și stă singură acolo? Da, și e singurică, la o vârstă destul de înaintată, e și mai bolnăvioară și când mai reușesc să fug un pic, să-mi rup din timpul meu, mai trec să ne mai vedem, să mai povestim, mai cântăm. Da, nu știu ce se întâmplă acum, probabil, dar cred că așa încet, încet o să o luăm toți spre zonele astea, spre pădure. Chiar aseară m-am uitat la un videoclip cu un părinte și spunea că atât, mai ales tineretul, faceți mișto la propriu și la figurat despre oamenii care stau la țară și care tind să meargă spre zona asta mai retrasă, dar cu timpul, cred că și tineretul să înceapă să... Da, se tragă către sat. Este frumos la sat și este și de muncă, dar ai și rezultate și este o viață sănătoasă la țară, să știi, cât de cât. Da. Și eu acum stau tot la țară, să știi. Felicitări! După atâția ani de stat doar în oraș, acum pentru mine mă bucură foarte mult să stau, aș avea posibilitatea să stau și în Deva și nu stau deloc. Deși, să zic, toată lumea și sora mea se roagă de mine, dar rămâi măcar o noapte și rămâi, nu pot, abia aștept să plec acasă, să stau, să ies dimineața în curte, să văd... Te că înțeleg. Sunt etape ale vieții. Da, te înțeleg, pentru că și eu abia aștept să ajung acasă la părinții mei, să mă duc să-i ajut să scoatem cartofii, să culeg merele, să mă încarc puțin. Să te încarci, da. Exact, ăsta este cuvântul. Unde ai început să cânți prima oară? Pe ce scenă ai urcat prima Să știi că mă gândeam acum câteva zile care a fost prima scenă și nu mai știam exact dacă... Aici la Deva sau la mine la Petroșani, dar apoi mi-am adus aminte că la Petroșani a fost într-o iarnă, primul an când am început să cânt,
la spectacolul de colinde și a fost, a fost foarte frumos, dar și foarte greu. Aveam niște emoții, eram albastră de emoții. Vai, da, foarte frumos. Deci drumul tău a plecat cu colinde, să zic așa, adică... Da, da, pentru că începusem școala populară de artă mai spre toamnă, cam pe vremea aceasta, și atunci am și intrat imediat în spectacole. Foarte frumos a fost și mă bucur că am plecat pe acest drum, pentru că este unul dintre visurile mele. Primul a fost să fiu polițist. Chiar, da? Uite, că am văzut ceva poze pe Facebook. Ce faci tu în afara timpului? Adică când nu te mai îmbraci așa frumos? Da. Când mă mai îmbrac așa frumos, mă îmbrac puțin mai serios. Te poți fi mai serios, bravo! Da. În altă uniformă, să zic. Într-o altă uniformă, un alt costum, uniforma de polițist. Meseria care mi-am dorit-o de mic copil și la care am visat. Și lucrez, nu fac treaba acolo, fac ce am de făcut. Ne poți da mai multe detalii? Nu prea. Mai să vede că sunt aici cu o polițist. Noi polițiștii suntem puțin mai secretoși. Mai secretoși, da. Deoarece acesta este statutul. Sunt informații care nu pot fi expuse. Nu, dezvăluite, așa. Dar tot ce pot să spun este că avem grijă de voi, ceilalți. Mulțumim frumos. Vă protejăm într-un oarecare fel, fiecare echipă. Dar cum este să te împarți așa? Adică sunt, nu știu, parcă sunt două personalități total diferite și două personalități foarte puternice. Una este când ești îmbrăcat așa și alta e când porți costumul de polițistă. Da, să știi că mi-aduc aminte, apropo de personalități, când am intrat în poliție, noi dăm foarte multe teste psihologice și doamna noastră psiholog m-a întrebat, zice, cum poți fi și sensibilă și puternică în același timp? E exclus, nu se poate. Și am spus, ba da, pot să fiu, că nu am de ales. Eu sunt o persoană sensibilă, cei apropiați mă cunosc și știu, dar cei care nu mă cunosc mă văd foarte dură, poate și prin prisma serviciului. Dar eu la bază sunt o fire foarte, foarte sensibilă. E și bine, e și rău, uneori. Și atunci, la serviciu trebuie să fiu ok, trebuie să fiu bine pentru mine, pentru ceilalți, nu foarte dură, că mulți confund această meserie cu planul acela de rău, de a fi rău. Da. Nu am... Păi, pe o parte, o parte din tine bucură oamenii când le cântă și încântă și cealaltă parte... Bau-bau! Da, e interesant. Să știi că întotdeauna mi-a plăcut misterul. Misterul, da. Foarte interesant, să știi. Ești o combinație așa foarte frumoasă. Mulțumesc, sper. Da, chiar este. Pentru că foarte puține persoane să-și aleagă calea asta așa. Pentru că chiar sunt. Probabil nu-ți dai seama, dar să mă uit așa la tine și acum te văd într-un fel și după să vin, de exemplu, și să te văd în costum de polițist, ești total altă persoană. Adică nu știi cum să dezbați. Da, să știi că multă lume nu m-a recunoscut de la trecerile acestea. Da. Că zicea, dar parcă în costum arătai altfel sau nu te-a mai recunoscut, că altfel, da, te schimbă foarte mult. Așa este. Uite, îmi permit să joc teatru așa un pic. Este norocos soțul tău, să știi. Da. Că și-a luat o femeie, nu 3-in-1. Cred că ești multe personalități într-o femeie și asta e foarte bine, să știi. Că da, poți să te joci așa cu... Și până la urmă să fii tot tu. În interior ești tot tu. Așa este. Cel mai important este să fim sănătoși, că în rest ne-a dat viața așa oportunități de a face orice dorim. Doar sănătatea e mai importantă decât orice. De avut așa dificultăți, oarecum, între cariere, să, nu știu, cumva să nu se combine, să fie un moment în care trag în jos o parte din... Să știi că nu. Amândouă m-au ajutat. M-au ajutat foarte mult ca imagine. Și nu am avut probleme. Fiecare merge pe planul ei, știi? Adică... Te pun colegii de la poliție să le cânți? Nu. Nu, acolo să știi că acolo nu avem deloc timp de absolut nimic. Uneori nu avem timp nici să mâncăm, poate. Dar când scot o piesă nouă sau așa, le mai trimit pe grup, se mai uită pe YouTube, mă mai întreabă ce ai mai făcut, ce piese ai mai făcut, cu Badea, cu oile, cu ce mai... Da... Ei sunt bucuroși așa,
că am și acest drum, dar știu și că mi este greu, nu este greu. Chiar ușor să te împarți peste tot, mai ales ca femeie, noi trebuie să facem de toate. Da. Unde are Cristina Muntean concerte sau spectacole? Că totul s-a deschis acum, s-a dat drumul. Măi, peste tot. Uite, chiar în weekend am fost aici la Deva, la noi, la mine acasă, pot să spun, pentru că acum am și eu mutația pe Deva. Am avut și prin țară, și mult la București, la emisiuni, peste tot. Unde sunt chemată, dacă pot și nu am altceva, cu drag merg. Întotdeauna nu am refuzat dintr-un oarecare motiv, că nu mi-a plăcut ceva sau dacă s-a putut și am considerat că acei oameni mă invită de drag, că sunt dornici să mă vadă, am făcut-o posibilul să ajung. Deși este destul de obositor. Este, ori. Da. Mai ajung obosită la serviciu. Nu ai voie. Nu am voie, așa, nu arăt. Ce costum porți tu acum? Oh, unul dintre costumele mele dragi este amestecat, să zic așa, pentru că am și piese foarte vechi, cum sunt șurțele acestea, care le-am primit cadou de la o mătușă. Poalele sunt făcute de o altă mătușă. Adică din familie, da. Se trage costumul tău. Așa este. Și vestuța aceasta este foarte, foarte veche, dar o port cu mare drag. Am și mai noi, dar tot pe aceasta îmi vine să o port. Nu știu, a fost a bunicii mele. Am mai strâmtat-o puțin pe aici, că ea era puțin mai solidă. Și de aceea o port cu mare, mare drag. Și în rest, el reprezintă zona noastră, a Mămârlanilor, partea de ciobănie. Asta aveam să zic, deci reprezintă o zonă. Da. Păi este și acolo în partea asta a Mămârlanilor, costumele sunt diferite decât aici, parcă suntem foarte aproape. Da, să știi că diferă de la, pot să zic, de la sat la sat, diferă anumite motive din costumul tradițional și față de Deva e mare diferență. Da? Da. Bine, aici la Deva sunt și amestecate puțin. Noi, pentru că vin pădurenii, pădureni și eu am impresia că aici la Deva foarte multe artiste tind spre Banat. Ai mare dreptate, așa este. Și cred că suntem undeva și la centru între Ardeal și Banat noi aici. Da, dar să știi că întotdeauna a fost așa. Deva a fost, s-a lipit puțin de Banat. Da. Cu planul artistic. Am observat foarte, foarte multe fete și băieți, da? Care pornesc pe această cale, că aleg partea de Banat. Da. Da. Dar să știi că sunt și ardelenii, dar uite, acum mă ocup de evenimente în astea foarte mari, în toată țara, și am observat că oamenii, mai ales când e o doină din asta și din Banat, și ardelenii, dar nu știu de ce nu se pun un pic mai în valoare. Asta am observat eu de la evenimente. Nu știu de ce muzica aia este un pic mai așa, ori e mai, nu știu, îți dă o altă stare. Da, poate că e mai căutată. Da. Deoarece în ultima vreme am observat că partea comercială a ieșit foarte mult în față. Da, asta clar. Eu am fost criticată de foarte multe ori de ce merg pe folclor și de ce nu fac muzică comercială ca să fac bani. Și am răspuns foarte simplu, pentru că nu pot. Nu, adică eu sunt interpret de folclor care vin dintr-o zonă, da, mă îmbrac în costum alb-negru, reprezint zona pură a Mămârlanilor și n-aș putea să vin să cânt Maramureș, Banat, adică nu, exact, nu, da. Nu merge și nu mai pot să spun că duc eu tradiția mai departe. Ce duc eu mai departe? Așa, deci să știi că da, mulți la evenimente combină, cântă în cam toate melodiile care sunt. Da, bine, la o nuntă, la evenimente așa, asta, poți să cânți orice, da? Ce ți se cere. Ca artist trebuie să știi de toate să cânți. Exact, da. Dar în momentul în care ai urcat pe scenă la un spectacol cu temă, de exemplu Coborâtul Oilor de la Munte sau știu eu, trebuie să îți ții zona ta, tu ca artist trebuie să te duci să cânți piesele tale, pentru că tu mă inviți pe mine, Cristina Muntean, să cânt piesele mele, da? Nu să-ți cânt ție piesele. Adică exact. Aici mulți nu fac diferența și eu sunt foarte strict la aspectele acestea, chiar dacă am și critici, nu-i problema, trec peste ele. Care este așa, să zic, melodia ta de suflet pe care tu ți-ai înregistrat-o? Sau dacă te regăsești așa, sau dacă ți-ai compus tu singură o melodie? Da, am foarte multe piese compuse de mine. N-aș putea să spune că e una cea mai dragă. Toate îmi sunt dragi și am căutat mereu să cânt
ceva care reprezintă zona de unde vin, să povestesc despre lucrurile frumoase din zonă, ce se întâmplă, despre peisaje, despre transhumanță în special. Am și piese compuse de scriitori de la noi din țară și iarăși îmi sunt dragi pentru că, nu știu, ei, noi artiștii și muzicanții și scriitorii avem un dar aparte. Totul vine din suflet de acolo și foarte sensibil, cum spuneam, iar cel care îmi face textele este și un prieten foarte bun care a fost polițist. Oh. Da. Deci ai tu ceva cu lumea asta? Da, este de la Calafat, a lucrat la frontieră acolo, prietenul nostru Cristinel Badea și scrie foarte, foarte frumos. Și atunci el mă citește, înțelegi? Și face piesele în așa fel încât parcă trece prin mine. De fiecare dată filtrul acela. Dacă cumva nu-mi place o terminație sau ceva, lucrăm la text. Dar toate îmi sunt dragi. Acum am câteva piese noi, la care trebuie să le fac și videoclip, dar fiind plecată nu am mai reușit. Am fost puțin în vacanță și Tu ai fost întârziat. Ai avut nunta, să înțeleg? Da, da. Noi am avut nunta anul acesta, în 28 august. Casă de piatră. Mulțumim, mulțumim și frumos. Și multă fericire și bucurie și împlinire. Doamne ajută. La fel și ție și aștept să mă inviți la nuntă. Da, să-mi găsesc sfat frumos înainte de toate. Bine, o să vine, vină. Nu? Tot așa zic că bine. Lasă. Toate să la vremea se împiedică, săracul de... Da, toate sunt pe... Cred că toate se întâmplă la momentul potrivit. Așa și este. Problema este că mă sperie așa puțin că... Cred că cu cât trece timpul, cu atât oamenii noi ne dezvoltăm. Și este foarte important să te dezvolți cu un om pe aceeași... nu știu... Probabil că tu ai, gândirea ta se dezvoltă într-un fel, gândirea celuilalt se dezvoltă în alt fel și este foarte greu să-ți găsești așa două gândiri să se învine. Da. Pentru mine, cel puțin acum și etapa pe care noi o traversăm și tineretul din ziua de astăzi care își dorește să facă acest pas, să se căsătorească, că nu vorbesc doar despre mine, vorbesc în general, că am și o prietene care au trecut și de 30 de ani și nu și-au găsit pe nimeni și spun, bă, dar ce se întâmplă, știi? Și na, ne pierdem încrederea, știi? Noi mai avem încredere nici măcar în noi, nu știm ce vrem, nu știm ce facem și felicitări că ți-ai găsit omul potrivit. Da, așa este. Și eu am așteptat mult timp până să găsesc omul potrivit, dar a venit. Este important și să știi să aștepți uneori și să ai încredere în Dumnezeu. El îți croiește drumul, nu trebuie să insiști acolo unde nu e cazul. Știe El ce e mai bun. Da. Greșeala că am tot insistat. Da. Ce să zic, eu mă bucur tare mult că putem să dezbatem toate subiectele, că așa fac cu toți invitații care vin. Vorbim despre absolut orice, absolut orice, pentru că, după cum ai văzut și tu, și pe la emisiuni sau peste tot, tindem tot timpul să fim, să arătăm bine, să fim îmbrăcați frumos, să fim așa și sunt foarte mulți oameni care sunt triști, care sunt într-o stare de depresie, de anxietate sau poate tu cu o lipsă financiară sau așa mai departe și am observat că foarte mulți oameni se uită la televizor și spune, lasă-mă cu tare, că uite la televizor, uite ce bine ies, așa. Și eu am încercat cu această emisiune să aducem că și noi care suntem la televizor și suntem în fața oamenilor, avem în interiorul nostru de multe ori o luptă care ne este și nouă greu să arătăm și să ieșim cu zâmbetul pe buze, dar reușim și o facem. Și așa trebuie să transmitem că și cel care se uită la noi poate să o facă cu zâmbetul pe buze și în orice, nu știu, orice căzătură, orice problemă pe care o aveți, avem curajul să mergem înainte și, cum ai spus și tu, nimic nu este întâmplător și pentru orice Dumnezeu are o lecție și are un plan pentru noi. Și dacă acum te-ai căsătorit, urmează copii. Da, de obicei toată lumea te întreabă când te măriți, da? Da. Apoi, că te-ai măritat, toate unde-s bune. Copii? Când faceți un copil, când vine bebele, când vrea Dumnezeu. Când vrea Dumnezeu, da. Noi îl așteptăm cu drag. Dacă vine bine, dacă nu iară bine. Cum vrea Doamne, Doamne. Pentru că nimic în viață nu trebuie forțat. Ai ceva, ai un vis măreț?
să zici așa, că îmi doresc să îndeplinesc un lucru. Oh, cât îmi doresc eu, Doamne, cred că... Am multe dorințe, ca oricare om, că în fiecare zi îți dorești ceva, vezi, ceva nou, nu știu, dorințe sunt foarte multe, dar sunt foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt foarte bine, nu... Cred că este ce sfaturi ai pentru tinerii care vor să se apuce de această muzică? Este... muzica mai grea decât muzica comercială, cum ai spus și tu, și acum să vorbim despre muzica asta și de manele și de altceva, este muzica populară de folclor diferită? Este diferită, dar nu neapărat mai grea. Ce e greu este să te menții pe un plan, cum spuneam, să nu pleci. Adică cei care vor să înceapă pe acest drum trebuie să se gândească foarte bine sau să profesorii care îndrumă să le explice ce înseamnă folclor, ce înseamnă muzică comercială, ce înseamnă muzica ușoară, trecerea de la o zonă la cealaltă, să le explice că fiecare zonă se diferențiază prin ceva. Sunt niște lucruri foarte importante pe care tinerii trebuie să le înțeleagă de la bun început și să vadă pe ce anume se pliază ei, ca și voce, ca și comportament. Fiecare este bun la ceva. Iar pe acest drum eu îmi doresc să meargă foarte mulți tineri, pentru că trebuie să avem și noi cine să ducă tradiția mai departe. Adică eu m-aș bucura ca și copiii mei, dacă o să am să cânte sau să aibă și ei ceva lăsat de noi, m-aș bucura tare mult să fie cât mai mulți pe muzica populară. Te-ai gândit vreodată așa că poate ar veni un timp în care să dispară tradiția, să fie așa o teamă despre acest lucru? Încă nu am avut această teamă și nici nu m-am gândit să... Și nici să nu vreau gândești. Să mă gândesc. Nu vreau pentru... Am mai întrebat artiști și de multe ori au spus că vin din familii cu tradiții și din moși strămoși care au dus tradiția și de multe ori și-au pus un semn de întrebare dacă copiilor lor vor duce mai departe, pentru că te-am întrebat de costum, mi-ai spus și ești, se vede pe tine că e cu mândrie ceea ce porți și vesta și așa mai departe, te gândești oare copilul meu sau, nu știu, când voi fi bunică, va purta acest costum mai departe sau se va opri la tine sau... Da, nu știu ce va fi, dar... Eu îmi doresc tare mult și cred că toți artiștii își doresc acest lucru, ca costumele lor sau ce au făcut ei să rămână, să ducă generațiile viitoare mai departe și să fie mândri așa cum suntem noi de lucrurile care le-am moștenit. Este un lucru foarte, foarte important. Sperăm să conștientizeze tinerii aceste aspecte când mai cresc un pic. Când mai cresc un pic, da. Da, dar uite că la țară, cum spui și tu că vii din zona asta a momurlanilor de acolo, copiii se dezvoltă și își păstrează tradiția încă de cât umblă în picioare. Să știi că așa este. De aceea sunt mândră de locurile unde m-am născut și unde am crescut, pentru că acolo încă se mai păstrează și spun și de ce. Este frumos, în primul rând, dar... latura cea mai dură sunt părinții și bunicii. Adică ei se ocupă de acest lucru și nu îi lasă pe tineri să se ducă prea departe. Exact, da. Este foarte importantă educația din familie. Foarte importantă. Da. Părinții probabil vor să o șocrotească cumva sau bunicii, copiii și să... Mi-aduc aminte de copilăria mea, că eram, n-avea mama nicio treabă cu mine, mergeam peste tot, ne jucam, făceam, acum toată lumea îi dă telefonul, stă, se joacă și îl împingem noi pe copil să iasă afară la joacă. Așa și cred că asta pune aprent, așa, pentru că, uite, noi, mai ales când suntem mici, acumulăm foarte multe informații, chiar dacă nu ne dăm seama, iar când suntem adulți și creștem, ne dăm seama că ceva în interiorul nostru... Ori lipsește, ori trebuie să mai da, așa este. Muncim la el și da. Mai ai acum, că vin totuși, intrăm în toamnă și ne apropiem încet, încet de sărbători, nu vine să cred, a trecut atât de repede vara, pentru mine cel puțin, nu știu unde a trecut anul acesta, a fost așa, parcă foarte repede. Așa este. Și noi sperăm să vină și evenimente. De toamnă, de iarnă și să nu mai se întâmple ce aud pe la televizor. Ai ceva planuri acum pentru toamnă, pentru iarnă? Da, am foarte multe planuri.
Îmi fac multe ca să am de unde alege, de știi? Unde alege. Să duc la bun sfârșit măcar câteva. Am și colinde în lucru și vreau să-mi fac câteva melodii patriotice. Am scrise de prietenul nostru câteva referitoare la daci, foarte frumoase. Oh, și texte superbe și abia mulțumesc. Aștept. Am fost la un, scuze că te întreb, am fost la un eveniment la Uroi. Și am fost îmbrăcată în dacă. Am văzut, da, felicitări, foarte frumos. Deci a fost, m-am îmbrăcat, să știi, și în roman, în romană, pentru că am fost cu o prietenă care ea se ocupă de aceste haine, ea le creează, ea le face. Și m-am îmbrăcat, dar vreau să zic că atunci când mi-am îmbrăcat hainele romane, am avut așa un sentiment, nu știu, de... Nu știu, mai altfel. Te strângeau. Da, când m-am îmbrăcat în dacă... Am simțit că am revenit undeva acasă, nu știu, parcă m-am umplut așa de... Și am zis, eu sigur am fost ceva, eu, adevărată, dacă... A fost foarte frumos și m-aș bucura foarte mult să... Uite, vezi, n-am auzit pe nimeni să facă melodii spre pe partea asta. Da, eu mi-am dorit de mult acest lucru și când am fost la prietenii noștri la Calafat, i-am luat cărțile și zic, ia să văd ce ai mai scris tu. Și am dat de texte și am zis, nu se poate, tu ai așa ceva, trebuie să-mi dai, pentru că îmi doresc foarte mult să am câteva melodii și atunci ne apucăm de treabă. Foarte bine, felicitările mele. Mai ales că, uite, eu mă trag din zona asta de la Sfântă Maria de Piatră, la Călan, care de acolo se spune că a fost punctul zero, de unde a fost... cărat piatra pentru cetățile dacice. Da. Și mi-aș dori în câțiva ani să fac acolo o petrecere din asta, un eveniment ce mare. Doamne, numai ajută. Cu melodii și chiar o să fii invitată pentru să... Mulțumesc, cu drag. Să înveselim zona asta, pentru că nu vreau să moară nimic din tot ceea ce a fost, pentru că cred că încă mai trăim și ne oferă, nu știu, energia asta. Da. Da, așa sunt este. Locurile lor unde umblă, pe mine mă încarcă foarte mult de energie, adică încă mai sunt, știi, nu știu, energia lor încă mai e vie și încă ne ajută, da, și pe noi. Așa este, chiar îmi spunea o prietenă de curând că i-am spus, băi, abia aștept să ajung acasă, să merg acolo la mine acasă după o gradă, cum îi spun după eu, gradă, deasupra casei părinților, este o poieniță așa, un loc întins și acolo, așa îi spune, satul după o gradă, că sunt ograzile, da, da, și apoi este pădurea. Și merg acolo și mă așez efectiv pe spate și nu se aude decât frunzele cum cad așa ușor și câte o pasăre rătăcită care n-a plecat. Sau... E superb, e absolut superb și zic, abia aștept să ajung acolo acasă, să stau așa pe spate, să mă recrez, să respir aerul acela curat. Și mi-a zis, măi, tu ești legată rău de tot de pământ acolo. Și zic, da, m-am născut acolo și e în sufletul meu, nu pot să șterg și nici nu-mi doresc, Doamne ferește, să uit de unde am plecat. Da, dar știi că ăsta e cel mai frumos sentiment. De colegii mei mi-au spus că misiunea noastră s-a terminat repede. Și repede. Eu ce să vă spun, dragilor, decât să faceți și voi același lucru, să mergeți acolo de unde ați plecat, acasă, și să vă întindeți așa cum o face și Cristina pe spate, natură, sau indiferent cum doriți voi, să stați să vă conectați cu natura, pentru că acolo vă regăsiți, acolo este sufletul vostru și de acolo cred că renaște bucuria asta a vieții. Eu îți mulțumesc tare mult, Cristina, pentru tot ce ne-ai dezvăluit astăzi și să știi că te mai chemăm în emisiune. Și mare drag. N-o să pleci până n-o să ne bucurăm și noi de aceste, da, bunătăți de la cofetăria Anca. Și noi lăsăm invitații noștri, nu lăsăm așa pur și simplu, lăsăm cu o melodie să se veselească și ei cu noi. Da, vreau să menționez că această melodie pe care o vor asculta este scrisă de preotul meu din sat. Textul este scris de dumnealui. Uite ce frumos! Ai început cu... Mulțumesc pe această cale. Și preotul care ți-a scris... Mă mai ajută la texte. Te ajută la texte? Are darul vorbelor. Este foarte, da, foarte... Da, este același talentat. Preot care te-a găsit când... Da, ai... da, da, da. Ce frumos! Da. Foarte frumos! Uite, ai văzut cum ăsta a fost drumul tău. Da, tocmai de asta spuneam că Dumnezeu are pentru fiecare un plan și te duce El unde trebuie. Exact, așa este. Noi vă îmbrățișăm și vă mulțumim că ați stat cu noi și ne vedem joia viitoare. Yes, I want to go last, la 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 la.
dacă nu mai e vremea bună, la 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 la, toți ciobanii sunt în sat, la 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 la, că e vremea de iernat, la 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 la, toți ciobanii sunt în sat, la 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 la, că e vremea de iernat, la 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 la. Așteptați iarna să treacă, la 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 la, să ajungeți în primăvară, la 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 la, când o da soarele iară, la 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 la, să ajungeți în primăvară, la 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 la, când o da soarele iară, la 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 la. Thank you.